La Romilor au fost puse sub sechestru după ce au prejudiciat statul român cu peste 8 milioane de lei. Dintre persoanele care ar fi înființat fictiv 7 societăți comerciale pe raza județelor Mehedinți, Dolj, Timi și Prahova, cinci sunt deja arestate pentru 24 de ore. În vederea recuperării prejudiciului, 12 imobile și 12 terenuri au fost puse sub sechestru. După ce au furat de la statul român suma de peste 8 milioane, oamenii legi au reușit să aresteze 5 dintre persoanele care ar fi înființat 7 societăți comerciale cu documente fictive pe raza județelor Mehedinți, Dolj, Timiș și Prahova. Persoanele bănuite au realizat operațiuni nereale de reciclare a peste 4 milioane de kilograme de deșeuri plastice, însă în realitate nu există nici măcar un pet sau o sticlă. Totul era doar pe hârtie. Persoanele reținute urmează să fie prezentate instanței. În urma activităților desfășurate au fost puse în executare șapte mandate de aducere, fiind luată măsura reținerii pentru 24 de ore față de 5 persoane care urmează să fie prezentate instanței în vederea luării unei alte măsuri preventive. Totodată, în vederea recuperării prejudiciului, a fost aplicat sequestru asigurator asupra 12 imobile și 12 terenuri aparținând persoanelor bănuite în valoare de peste 5 milioane de lei. 12 imobile și 12 terenuri au fost puse sub sechestru iar Mehedinți a fost vizat palatul unui rom din Strehaia. În acest caz, polițiștii continuă cercetările.